Da. Stimați reprezentanți mass media, astăzi în cadrul ședinței publice a fost aprobat tarifele și prețurile de furnizare la gazele naturale pentru mai multe categorii de consumatori. În mediu a fost micșorat tariful de furnizare a gazelor naturale cu 20,3%. Deci dacă să ne referim pentru categoriile de consumatori, este foarte important de menționat că pentru consumatorii casnici, cu un consum lunar de până la 30 de metri cub, vor achita 4.705 lei pe 1.000 de metri cub sau cu 1.187 lei mai puțin față de prețul anterior, o descreștere cu 20,1%. Pentru consumatorii casnici, cu un consum lunar de peste 30 metri cubi, vor achita 4.895 lei pe 1.000 de metri cubi sau cu 1.243 lei mai puțin față de prețul anterior, în descreștere cu 20,3%. Ce se referă tariful pentru centralele electrice de termoficare și centralele termice, tariful va fi de 4.018 lei pentru 1.000 de metri cubi sau cu 983 lei mai puțin față de prețul anterior, în descreștere cu 19,7%. Menționăm că principalele factori care au dus la diminuarea prețurilor la gazele naturale au fost prețul mediu anual de procurare a gazelor naturale importante, prognozat pentru 2018, de asemenea modificarea cursului de schimb a monetei naționale. Aici aș vrea să menționez că s-au luat în considerare și devierile pozitive de 270 milioane lei, care au dus la micșorarea acestui tarif. Aș vrea să mai menționez că toți consumatorii